Un eșec e suficient, e un MBA. Totul e să nu fie mai scump decât un MBA. Bună remarca, într-adevăr. Dar aici le spunem oamenilor ce nu află la MBA. Da. Realitatea. Realitatea e că afacerile dispar în principiu, că nu fac profit, pe scurt. Nu reușesc să ajungă profitabil. Se termină banii. Nu fac profit pentru că profitul este greu de făcut. Ce e profitul? E diferența între venituri și cheltuieli. Și pe de o parte, pe venituri, există două tipuri de presiuni. Din partea clienților, presiuni în jos. Clienții nu vor să-ți dea mulți bani. Deci e o presiune să scadă veniturile. Pe de altă parte, competiția, concurența nu te lasă să iei mulți bani. Din nou o presiune în jos. Deci există presiuni în jos, din două direcții, pe venituri. Pe cheltuieli există presiuni ascendente. Salariații vor bani mai mulți, statul vrea bani mai mulți, finanțatorii, băncile vor dobânzi, furnizorii vor bani mai mulți, toată lumea vrea bani de la tine, ca antreprenor. Deci există foarte multe presiuni în sus și pe venituri în jos. Și la mijloc este antreprenorul, care trebuie să fie suficient de puternic să nu-l strivească și menghina. Menghina. Cam asta e pe scurt toată filozofia și atunci nu este foarte multă lume. Da? Trebuie să fie nu doar puternic, trebuie să fie puternic tot timpul. Pentru că presiunile astea acționează tot timpul. Deci asta e o dimensiune. Da? A doua dimensiune ține de derivă din prima, din faptul că profitul practic, așa cum am demonstrat, profitul structural tinde la zero. El tinde la zero. El nu poate fi mare pe o durată lungă de timp. Oricum poate fi mare conjunctural, dar dacă e mare, am 30% rată de profit. Dumneavoastră observați chestia asta, ziceți, uite ce mișto e în industria asta, hai să-mi fac și eu o firmă. Și ca să-mi luați piața, veniți cu un preț mai jos, cu 15%, m-ați obligat imediat ca să mă mențin, să-mi duc prețul mai jos și s-a dus profitul, s-a dus din nou la 5%. Corect? Asta s-a întâmplat, de exemplu, pe piața de telecom. Cât timp erau doi jucători, erau prețuri foarte sus, a venit unul mai flămând sau chiar doi, s-a dus totul. Deci, structural, structural profitul tinde la zero. Da? A doua componentă este partea de părți componente ale afacerii, da? Unde sunt o grămadă de lucruri care pot merge eronat la un moment dat. Spre exemplu, partea de recrutare, resursa umană. Dacă nu recrutezi pe cine trebuie, partenerii cu care faci afacerea, nu neapărat partenerii asociați. Parteneri, într-un fel, pot fi și salariații, da? Deci oamenii pe care îi alegi. Cum îi alegi, cum îi motivezi, cum îi gestionezi, e o componentă, resursa umană. A doua componentă, independentă. Partea de marketing, vânzări, poziționarea, diferențierea, avantajele competitive. Deci cum reușești să-ți promovezi serviciul sau produsul, da? Altă componentă, distinctă, operațională. Cum organizezi treaba ca să faci cât mai eficient posibil, pe de-o parte, și pe de altă parte cât mai bine calitativ. Dacă să faci repede, bine și ieftin, nu se poate. Trebuie să alegi două dintre ele. Da? Ori repede și bine, dar e scump. Ori repede și... Da? Deci nu le poți avea pe toate trei deodată. Și trebuie să explici și clienților chestiunea asta. Deci să ai capacitatea de a încasa mai mult, deci de a oferi niște servicii cu o valoare adăugată mai mare și de o calitate mai bună ca să îți poți permite să susții afacerea. Da? Altă componentă, disciplina financiară. Resursă umană, marketing, operațional, financiar. Disciplina financiară, cash flow, furnizori, atenția la furnizori, cum faci să te plătească, că poți să ai profit, toate să meargă bine, totul e gândit bine, însă nu încasezi la timp, dar plătești mult mai devreme, nu ți acoperi, da? Deci partea de cash flow și partea de profitabilitate, nu îți calculezi foarte bine costurile, tot ce înseamnă de zona aceasta financiară și de disciplina financiară, sau începi tu ca acționar și consumi buzunarul companiei, îl folosești ca pe buzunarul tău, nu diferențiezi,
sau nu-ți calculezi costul și că tu muncești în afacerea aia eventual și atunci trebuie să ai un cost managerial și calculezi din perspectiva asta greșit costurile. Deci, vedeți, sunt 5-6 dimensiuni ale unei afaceri și în fiecare dintre ele sunt diverse lucruri care ar putea la un moment dat să fie, să nu meargă bine. Uneori din vina ta, alteori și conjunctural. Deci, poate că nu e suficientă strategia. Așa. Strategia, nu ți-ai gândit foarte bine. Produsul, e piață, nu e piață. Cui vinzi, la ce vinzi, competiția. Adică sunt foarte multe lucruri și dacă o rotiță din asta nu merge, ea poate să strice tot angrenajul. Și poate să meargă acum bine toate, dar poate nu merg tot timpul bine. Nu știu. Poate te-ai certat cu soția. Și atunci timp de 2 luni sau 3 luni sau 4 luni nu mai ești focalizat pe business. Vă dau un exemplu, da? Deci chestiuni individuale de liniște sufletească, dacă vreți, da? Și atunci nu mai ești atent și faci o eroare în business. Deci sunt foarte multe lucruri care pot merge greșit, pe de o parte, și doi, natura profitului care tinde la zero, am demonstrat din ce cauze. De astea 9 din 10 eșuează. Să faci afaceri este greu, asta este o realitate. De-aia și recompensa, riscul asumat, riscul e foarte mare, și recompensa riscului, care înseamnă return of investment, da, trebuie să fie mare. Deci nu vorbesc neapărat de rata profitului anual a unei afaceri, ci de randamentul investițional. Adică cât am investit în acea afacere până a ajuns pe break-even point, pe punctul de echilibru. 10.000, 20.000, 30.000 de euro, nu știu cât am investit. Dar ideea e că eu anual, având în vedere că aceste riscuri sunt perpetue pe toată durata de viață a companiei și probabilitatea de succes fiind foarte mică, una din 10, nu e ca la o afacere în imobiliar, bag 70.000 de euro într-un apartament sau bag 70.000 de euro într-o afacere, da? Ce randament investițional aștept de la acel apartament, a cărui valoare cert mi se păstrează, în principiu, mai mult sau mai puțin, minus, da, că există un fapt fizic acolo. Exact. Mult. Și care e riscul la afaceri? Și atunci, față de acel 6-7% randament anual, yield-ul din imobiliare, cât trebuie să am randamentul capitalului în antreprenoriat? De 10 ori mai mult. Asta e realitatea. Poate să fie, eu, uite ce visează ăsta că ai vers pe pereți. Dar nu e așa. Asta e realitate. Pentru că trebuie să fie, randamentul trebuie să fie proporțional cu riscul. Păi și ce afacere? De-aia și recompensa riscului. Ce afacere să ai ca să câștigi 60%? Nu e rată de profit. E randament la câte, rata de profit poate să fie 5%, 10%. Deci dacă investiți, să spunem, 10 lei, trebuie să ai... În 10 ani. În 10 ani. Ori 50% anual, nu știu... Compound. Compound, exact. Acea afacere peste 10 ani trebuie să facă X lei pe două index. Exact, asta este realitatea. Adică nu pot să dau cifre exacte și așa, dar în principiu atât în retail plus sistem. Nu contează atât de mult rata de profit în acest caz sau în această și ecuație. Și în această ecuație nu. Și cât randament investițional. Cât randament investițional dă raportat la investiția financiară. Da. Și eu vă spun că atât în retail plus sistem Europe și în same day courier, astea au fost randamentele investiționale. Trebuie să fie clar, după părerea mea, așa cum am demonstrat anterior, peste 50%, dacă se poate cu 3 cifre, cu atât mai bine. Și mai e un indicator pe care am putea lua, să-l luăm în calcul, ROTI, Return on Time Investment. Cât stau în acea afacere versus ce aș putea să fac alternativ, da? Adică, spre exemplu, pornești o afacere la momentul T0 și stai 10 ani în ea și ea crește cu, nu știu, 50% pe an. Dacă mai stau încă 10 ani în ea, poate să mai în continuă să crească cu 50% pe an, e sau puțin, o să-mi crească doar cu 10%. Probabil, poate se atenuează, nu? Are o exact, curcă. Da. Și atunci mai poate fi și luat acest factor în calcul, pentru că asta poate să fie un pic demobilizator la un moment dat. Adică dacă intre, tu te obișnuiești, ea intră pe o fază mai de platou sau cu un randament de creștere mai mic, poate că face sens să te duci într-o altă afacere care are tot 50% anual, pentru că urmează alți 10 ani. Oricum, deci știți, mai e și acest mi-am creditor. Făcut un calcul foarte simplu zilele trecute, care seamănă puțin cu ceea ce spuneți dumneavoastră.
Și anume, dacă cineva ar fi în stare să păstreze un pas de 10, ori 10, da. Un 0, da. De la an la an, știți în câți ani ar ajunge cel mai bogat om din lume? Puține ani. În 7 ani. Da, pentru că pasul de 10 e foarte mare. E de 10 ori. Dar oare, e foarte mare. Oare ce ar necesita ca e schimbare? Aproape, e imposibil. E imposibil? Doar dacă inventează ceva, o inovație disruptivă pe care reușește să o și marketeze foarte bine. Eu cred că fiecare nivel de venituri are un anumit tip de afaceri și de mentalitate. Este foarte greu pentru o persoană să schimbe de la un an la altul nivelul de afacere și de mentalitate ca să țină pasul cu aceste creșteri. Dar teoretic nu mi se pare imposibil, să știți. Mai e și gestionarea creșterii, că tu poți să crești, să zicem că, dar operațional vorbind, din experiența mea am constatat că creșteri care depășesc 30% anual, creșterea companiei, pun probleme operaționale semnificative, care trebuie gestionate și uneori poate să nu fie gestionate foarte bine, intervin probleme de calitate a serviciului sau de lipsă de cash flow, sau, da? O creștere foarte mare, pentru că depinde de modelul de business, dacă e cu cash flow pozitiv sau cash flow negativ, dar dacă tu întâi plătești și pe urmă încasezi și mai și crești, îți trebuie de în ce în ce mai mulți bani. Riscurile devin mai mari și plus compania crește, e foarte greu să continue să și crească, trebuie să și crească, să dai și calitate și să ai și profit. Asta este foarte greu. Apropo de calitate, spunea unul dintre marii oameni de business că trebuie să ai grijă atunci când intri în afaceri ca produsul sau serviciul tău să fie semnificativ mai bun decât ceea ce există pe piață, dacă există ceva pe piață. Dacă nu există și creezi o piață nouă, serviciul sau produsul tău poate să fie și mediocru. De acord. Dar dacă serviciul sau produsul există deja pe piață, trebuie să vii cu un salt de calitate atât de mare încât clientul să fie dispus să-și asume un risc. În momentul în care un om își schimbă locul de muncă, spre exemplu, și în condițiile în care toate lucrurile sunt constante, la fel, comparabile, pentru ce plus spor de salariu el pleacă de la locul de muncă pentru nouul loc de muncă, în afara oricăror alți factori de gen perspective, mediu și așa mai departe? El nu pleacă pentru 5%, deci pentru un pic mai bine. Pleacă pentru 20, 25, 30%, corect? La fel e și în cazul unui produs sau serviciu nou pe piață care există deja, ca să determin pe cineva să renunțe. Ai siguranța de a cumpăra un produs sau serviciu de la un brand cunoscut și trebuie care îți oferă o liniște? Promisiunea trebuie să fie realmente trebuie să fie semnificativă. Sau de la un brand necunoscut, dar care are o promisiune wow și atunci take a risk. Da. Și poate că asta este una dintre primele greșeli cu care plecăm în afaceri, pentru care eșuăm. Deci ori trebuie să fii cu 30% mai ieftin, ori cu 30% mai bun. Dacă suntem cu 30% mai ieftin, deja ne-am prăbușit sub ghilotina aceea. Dacă dai aceeași calitate, categoric, poți să fii cu un produs mai slab calitativ, pentru că poate piața are nevoie și de acel produs. Și așa există made in China. Există produs sau servicii de volum, da. Deci există și tine, dar trebuie să fii foarte atent. De-aia trebuie studiu înainte, strategic. Unde te poziționezi, cine e competiția, cu cât se vinde, trebuie să-ți faci un plan. Și dacă greșești la plan, asta e primul loc în care poți să greșești la plan.